marea cheie a PSD, după ce New York Times a implicat partidul în scandalul Cambridge Analytica. New York Times relatează ce PSD a cerut un consultant de la Cambridge Analytica în timpul campaniei electorale din 2016. Este citat un consultat britanic, Rupert Wolfe Murray, care susține ce a primit din partea Cambridge Analytica o ofertă de a se alătura echipei PSD. Cei de la PSD neagă oficial orice tentativ de colaborare cu cei de la Cambridge Analytica. Referitor la zvonurile vehiculate în presă privind o presupus colaborare între Partidul Social Democrat și cele Cambridge Analytica, precis că PSD nu a lucrat cu această companie și nici nu a solicitat o astfel de colaborare, nici în perioada alegerilor generale din 2016, nici într-o altă perioadă, înainte sau după acest scrutin electoral, se arată într-un comunicat de presă al PSD.